Rugăciune la începerea lucrului. Doamne, Iisuse Hristoase, Fiule, unule născut al Tatălui Celui fără de început, Tu ești Cel ce prin gura prorocului Tău David ai zis, ieșiva omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Tu ai zis și prin gura fericitului Pavel Apostolul, cel ce nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. Și iarăși Tu ai zis cu preacurată gura Ta, fără de mine nu puteți face nimic. Doamne, Doamne, ascult din tot sufletul și din toată inima dumnezeieștele Tale cuvinte și cu umilință alerg la bunătatea Ta. Ajută-mi mie, păcătosului, cu darul Tău să săvârșesc lucrul ce încep acum, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.